Premieră pentru România, un ieșan a alergat pe Transfăgărășan într-un maraton care a durat mai bine de 26 de ore. Petru Cazacu a parcurs un traseu de peste 150 de kilometri, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte. Ieșanul s-a confruntat cu ploaia și cu temperaturile scăzute pentru a duce cursa la final. Vreme de 2 luni s-a pregătit pentru acest ultramaraton, fiind susținut de soția sa și de fiica de doar 6 ani. Prima dată a participat la un maraton în urmă cu 3 ani. Când a văzut că abia a rezistat la 2 kilometri, a decis să facă o schimbare în viața sa. Așa s-a apucat de alergat. Petru Cazacu este eroul zilei la Antena 3. Și l-avem în direct prin Skype. Bună dimineața! Bună dimineața! Și pentru început, felicitări pentru această performanță extraordinară și vă spune asta cineva care după ce alergă 6 km cât durează o tură de Herăstrău, are nevoie de multe minute ca să își revină. Cât de dificil a fost să ajungeți la finish după 150 de km, mai bine de 150? Primii 80 de kilometri au fost ușori și frumoși. Următorii 20 de kilometri au fost foarte grei, iar ultimii 50 de kilometri au fost un chin. Da. O cursă foarte dificilă. Cum v-a venit această idee? De ce ați vrut să alergați Transfăgărășanul peste 150 de kilometri? Au fost un cumul de motive și de factori care au dus la această idee. Imposibilitatea mea de a participa la o cursă în Făgăraș 2x2 în perioada sfârșitului de august m-a frustrat oarecum și am simțit nevoia că trebuie să fac ceva în zona Făgărașului. Voiam ca și pe fiul meu să îl trec de la Cățărarea în sală la Cățărarea pe stâncă în creasta Făgărașilor și acești factori au venit cap la cap și atunci m-am decis să fac ceva în Făgăraș. M-am interesat de lungimea traseului. 151 de kilometri erau cam mult pentru mine în perioada aceea, dar m-am interesat și am văzut că nu a mai făcut nimeni această cursă și atunci ăsta a fost factorul capital care m-a făcut să mă concentrez și să mă pregătesc pentru acest proiect. Transfăgărășanul este un drum celebru în toată lumea, l-au lăudat nu numai românii, cât și străinii. Este un drum spectaculos, dar și cu diferențe de nivel foarte mari și, istoric vorbind, este drumul care leagă două provincii foarte importante în România, și anume Muntenia de Transilvania, mai ales acum când aniversăm 100 de ani de la Marea Unire. Da. Aproape simultan cu ideea de a parcurge Transfăgărășanul în alergare, de a face acest ultramaraton, mi-a venit această poveste că Transfăgărășanul fiind drumul care unește peste creasta munților Făgăraș, Muntenia de Transilvania, fiind parcurs de un moldovean, în acest demers aș fi implicat cele trei provincii în acest an aniversar. Spuneam și mai devreme de acele diferențe de nivel, este dificil să alegi la câmpie, dar baremite pe munte. Ați avut un plan pus la punct astfel încât să ajungeți la finish și așa cum trebuie, fără să vă puneți în pericol viața? Da, a fost o pregătire ca pentru o expediție. Am studiat traseul, documente de la CNADR cu privire la înclinația pantelor. Am parcurs în zilele anterioare Transfăgărășanul și am văzut toate pantele, toate potențialele pericole. Am studiat de pe YouTube toate filmările turiștilor cu întâlnirile lor cu urși, modul de comportament al acestora vis-a-vis de urși, a urșilor față de turiști, încât m-am pus la punct și în această privință. Mijloace de apărare mi-am luat, am fost însoțit tot drumul de familia mea, soția mea și fiul meu de 9 ani, Ștefan, care m-au însoțit cu mașina, în special pe parcursul nopții, luminându-mi cu farurile traseul și asigurându-mi un eventual sprijin în cazul în care situația ar fi devenit periculoasă. Dar nu am întâlnit niciun urs, deși semne ale prezenței lor am întâlnit peste tot pe șosea. Ați alergat non-stop cele 26 de ore sau ați mai avut și perioade de repaus ca să vă odihniți un pic, să vă refaceți puțin forțele? La probele de ultramaraton, de asemenea lungime, nu se aleargă non-stop. Se fac pauze, sunt anumite strategii. Eu am alergat în principiu 30 de minute cu 5 minute pauză, iar odată cu avansul în cursă și evident al asimilării oboselii,
perioadele de alergare au fost scurtate la 25 de minute alergare cu 5 minute pauză, 20 de minute alergare cu 5 minute pauză. Au mai fost pauze pentru alimentare, pentru schimbarea echipamentului, da. Pe tot parcursul acestui traseu v-ați întâlnit cu, nu știu, cu șoferi, cu turiști prin zonă. Cum au reacționat când vă vedeau că alergați pe Transfăgărășani? Pe parcursul zilei, da, m-am întâlnit cu tot felul de oameni. Au fost câteva reacții din partea șoferilor, claxonat și semne de încurajare, da. Dar pe parcursul nopții Transfăgărășanul este pustiu. Am fost singur. Este o premieră ceea ce ați făcut dumneavoastră și anume să alergați mai bine de 150 de kilometri, să parcurgeți tot Transfăgărășanul pe 26 de ore. Mă gândesc că acum aveți un alt proiect în cap. Vă gândiți la o altă performanță unică, la o altă premieră? Mai am o idee, dar aș dori să o păstrez secretă deocamdată. Am înțeles. Vă antrenați zilnic. Cum arată o zi din viața unui om care aleargă și care, iată, ajunge la o astfel de performanță? Eu vreau să spun că nu sunt un alergător cu state vechi. Eu m-am apucat de alergat, am 43 de ani și m-am apucat acum 2 ani, 2 ani și jumătate, când abia puteam să alerg 400 de metri. Deci, dacă acum 2 ani și jumătate, după 400 de metri, a trebuit să mă opresc din alergat, după 2 ani și jumătate am ajuns să alerg semi-maratoane, maratoane și această cursă de 151 de kilometri. Este foarte inspirațional, da, ce spuneți acum. Mă antrenez din ce în ce mai intensiv și mai, să zic, mai profesionist, după programe speciale. Da, este foarte îmbucurător ceea ce a spus. Mă face și pe mine să cred că dacă mă apuc de antrenamente și eu peste câțiva ani aș putea să am performanțe asemănătoare, pentru că, spuneam și mai devreme, sunt cam cu în situația siguranță, în care a fost, da, dumneavoastră acum 2-3 ani. Nu prea rezist foarte mult la alergare. Este un program facil sau, mă rog, aceste schimbări care se pot produce în viața unui om sunt la îndemâna oricui? Oricine poate încerca să alerge mai mult, da, să-și depășească performanțele fizice? Da, sunt la îndemâna oricui. Sunt la îndemâna oricui, da. Oricine poate, cred că oricine ar putea să facă, să repete și să alerge la acest nivel, care eu nu prea îi dau o importanță atât de mare din punct de vedere sportiv, dar da, acest hobby se poate dezvolta și poate, poți ajunge să faci asemenea distanțe, da. Oricine ar putea să facă. Cum se îmbină acest hobby, așa îl numiți, spuneți că nu sunteți un alergător profesionist, cu viața lui Petru Cazacu? Bănuiesc că aveți o profesie, aveți o familie foarte frumoasă, da, spuneați. Da, sunt veterinar. Alergările le fac seara, le fac și chiar în noapte. Deci am timp. Am înțeles. Vă întrebam mai devreme de planuri. Spuneați că aveți un proiect foarte, foarte interesant pe care nu vreți să-l dezvăluiți. Dar în perioada imediat următoare aveți în plan, nu știu, să alergați la vreun maraton, la un semi-maraton? Da, am programat în luna noiembrie, pe 11 noiembrie, să particip la cursa originală de la maratonul de la Atena, cu pornire din localitatea Maraton, traseul original făcut de Fidipides în 490 înainte de Hristos. Veți merge singur acolo sau veți fi însoțit din nou de familie? Voi fi însoțit de familie, da. Noi, alergătorii de cursă lungă și foarte lungi, suntem solitari. Am înțeles. Este extraordinar ceea ce ați reușit să faceți, să parcurgeți în 26 de ore, ci 151 de kilometri. Și asta după ce v-ați apucat de alergare, spuneați, în urmă cu aproximativ 2-3 ani. Ce v-a determinat atunci să spuneți stop stilului de viață pe care îl aveați atunci și să încercați să vă depășiți condiția fizică? Da. Până la 40 de ani, 41 de ani, nu am făcut un sport de performanță, nu am avut o activitate sportivă, dar m-a impulsionat și m-a întinerit, să zic așa, fiul meu care începuse să crească, avea vreo 6-7 ani. Și am zis că e momentul ca să fac o schimbare și pentru mine, dar și ca să-i ofer acestuia un model de viață sănătoasă și de viață activă. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult și felicitări încă o dată pentru performanța dumneavoastră. A fost maratonistul Petru Cazacu. Merge mai departe.